o nouă zi, o nouă rețetă, așa cum ne-am obișnuit, totul delicios că este făcut de mine, logic, și cele două termite ale mele sunt încântate, deci clar e bun. Termita mică, respectiv fetița mea, a avut astăzi poftă de risotto cu trufe, drept pentru care am cumpărat o punguță de risotto de la Scotty, care are aici niște chestii. Vom pune și o ceapă, am pus jumătate de ceapă roșie, jumătate de ceapă galbenă, unt de masă, cumpărat din obor, de aia l-am și lăsat așa, vi-l recomand. Deci sunt, au produse excepționale, am luat sâmbătă, am luat prima oară de la ei și a fost wow tot ce am luat. Și cașcaval. Și bineînțeles, la început, un pahar de vin alb, pe care l-am și gustat ca să știu ce pun în mâncare, nu de alta. Și va ieși totul minunat. Ce am uitat să vă spun, mai trebuie pusă și stoc, trebuie pus stoc de pui sau de vită sau de zarzavaturi sau ce aveți sau apă, dar vă arăt pe măsură ce-l fac. Prima etapă este să punem ceapa într-un pic de unt pe foc, să o înăbușim, să o ținem, la foc mic pe plită până devine lucioasă, nu arsă, că amărăște mâncarea. Am pus pe plita mea minune o oală, o crăticioară. Este nici oală, nici tigaie, nici cratiță, nici e ceva, un gen de wok între cratiță și tigaie. Portim jucăria, dăm pe prăjit, dar nu foarte puternic, dau la 160, pun puțin ulei de măsline. Eu niciodată nu pun untul fără câteva picături de ulei, pentru că se poate arde. Punem o bucățică de unt. Nu foarte mult, că vom mai pune și la final. Și lăsăm să se facă. Dăm totuși o idee mai mic. Topim repede untul și vom pune ceapa. Puțină sare să înmuiem ceapa și lăsăm să devină sticloasă. Ceapa mea este gata. Voi pune acum orezul. Mai puțin jucăriile astea pe care le-am găsit în punguță și care am înțeles că ar fi un stoc de pui, stocul de ei. Amestecăm și lăsăm tot așa la foc, nu foarte mare, mediu spre mic. Lăsăm 2, 3, 4 minute maxim, depinde de foc. În momentul în care începe să miroasă un pic a floricele, putem adăuga următorul ingredient. Au trecut cele 4 minute cât am ținut eu orezul. Și ce voi face acum? Voi adăuga paharul de vin. Eu asta cum îl fac? Acopăr, nu pun tot lichidul odată.
pun cât să acopăr un pic orezul, las să scadă timpul în care dau prin el. Când a scăzut, adaug următoarea tranșă de lichid. La noi, următoarea tranșă de lichid și, de fapt, lichidul final, pe care îl voi pune tot timpul de acum, va fi doar supă de pui. Cum spuneam, o voi convinge pe fetița mea să mă ajute, drept pentru care acum am ajutoare. Cineva mă ajută și face ceea ce a vrut să facă. Cum o să iasă asta, mami? Bun. Cel mai bun, că ai făcut de tine doar. Cel mai bun. Deci îl lăsăm așa. Pe fiecare pungă de orez scrie cât se prepară. Pe ăsta scria 12 minute, noi nu mai avem foarte mult și este gata. La final vă arătăm când vom pune parmezanul și untul. Orezul a fiert, așa l-am lăsat, deci cu foarte multă zeamă. Asta e rețeta mea, acum nu știu dacă așa se face sau nu, eu așa îl fac eu, mi se pare cel mai ușor, simplu, oricum se face ușor un pilaf cu orezul în orice. Ce facem acum? Stingem focul și vom adăuga unt și cașcaval. L-am dat deoparte și acum cât este proaspăt dat deoparte, fierbinte, vom pune o bucată bună de unt. Și vom amesteca bine. Și tot acum, să le amestecăm pe amândouă odată, vom pune și cașcavalul. Nu tot. Nu este cantitate mare de orez. Amestecăm, gustăm și vedem ce mai trebuie. Dacă mai putem pune și unt și... Acum trebuie amestecat foarte bine. Ăsta ar fi secretul, ci că să-l amestecăm extrem de bine. Am terminat și risotto. A fost făcut în colaborare. Eu și termita numărul 1 sau fetița mea. Și acum îi voi da să guste, că dacă l-a greșit, măcar să o trăvească ea, nu eu. E foarte bun. E mai bun decât la restaurant. Ți mai trebuie ceva? Că eu n-am gustat din el. Nu, e foarte bun așa. Lângă el am pus și două pulpițe de pui, dezosate și fără piele, fără nimic, făcute în tigaie repede. Și acum să ne așezăm la masă. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă așteptăm și data viitoare la noi rețete. Să aveți o zi frumoasă. Vă pupăm!